Dan Andronic, dezvăluiri incendiare, Covesi a primit bani de la Sebastian Ghi. Fostul deputat confirm. Jurnalistul Dan Andronic scrie astăzi în Nevezet ce e fadna, Laura Codroa Covesi, în perioada octombrie 2012-mai 2013, a primit bani de la Sebastian Ghi. Laura Codroa Covesi vroia să îi cumpere o mașină. Un amic, modest, dar nou. Potrivit relatării lui Sebastian Ghi, Covesi nu avea suficienți bani, îi mai trebuiau 7.000 de euro. Aceea a apelat la prietenii ei de la București. În această situație, generalul SRI Florian Coldea a apelat la Sebastian Ghi ca să facă rost de restul de bani pentru prietena lui, Covesi. Iar Sebastian Ghi s-a executat. Prima dată 7.000 de euro cash lui Florian Coldea acasă, ideea Laurei Codroa Covesi pentru a i completa restul sumei necesare achiziționării mainii. De altfel, din studiul declarației sale de avere din 2005-2012 rezult că Laura Codroa Covesi nu avea alte venituri în afara de salariu, avea un credit ipotecar de 75.000 de euro luat pentru achiziționarea unui apartament de două camere. Iată-t. Nici o mașină, nici bijuterii, sau alte conturi cu bani în banc. A primit Laura Codroa Covesi banii? Sebastian Ghi i-a spus că da, mai mult a primit mulumiri. Scrie Andronic într-un nou episod Noi suntem statul. Într-un răspuns pentru Antena 3. Fostul parlamentar confirmă dezvăluirile lui Dan Andronic. Confirm dezvăluirea lui Andronic. Este real. I-am dat banii lui Covesi pentru mașină. Banii n-au mai fost returnați, a spus Ghi pentru Antena 3.